Sâmburele zestrei Maramureșului a fost zădit de moșii și strămoșii noștri în urmă cu multe sute de ani. Vă luăm băi sus! Dar lucrați! Dar chiar lucrați! Tare mare bucurie îmi faceți că păstrați zestrea Maramureșului! O, Doamne, Luca, mergem de la zestrea Maramureșului! Mai bine îmi place mie emisiunea ce e de la TV Sighet. Atâta de mândră! A fi maramureșan adevărat înseamnă să muncești, să te dăruiești. Așa s-a păstrat, așa se păstrează zestrea Maramureșului. Duceți-o mai departe, că nu avem nimic de pierdut decât de câștigat. Dragii noștri, ne aflăm în satul Călinești, pentru că vom sărbători ziua de 1 decembrie, prin intermediul coconilor care sunt la școala din comuna Călinești, dar și câțiva care fac parte din membrii Asociației Călineștini Țării Maramureșului. Noi ne bucurăm că au îmbrăcat straie de sărbătoare. Felicit pe toți părinții care au avut grijă ca să fie îmbrăcați conform tradiției noastre maramureșenești. Rămâneți alături de noi să ne bucurăm de câteva momente care o să ne fie transmise de copiii din cadrul acestei școli din satul și comuna Călinești și satul Vălen. Director, câteva cuvinte dacă vreți să ne vorbiți. Mulțumesc! În primul rând doresc să mulțumesc tuturor, și părinților, și colegilor, dar și elevilor care s-au implicat în această activitate de a sărbători ziua de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie care este Ziua Națională a României. Cred că este foarte important pentru noi ca să ne aducem aminte și să manifestăm recunoștință față de înaintașii noștri care au luptat și care și-au dat chiar viața pentru a se realiza Marea Unire. Chiar dacă noi poate nu conștientizăm importanța evenimentului a realizării României Mari, este foarte important să sărbătorim această zi. Aș ruga să vă spună mai multe pe domnul profesor de istorie, Nemeș Petru, el fiind și pe disciplina istorie și poate să vă spună mai multe cuvinte decât mine. Deci, mulțumesc
și cadrelor didactice, și elevilor, și părinților, deci tuturor celor care v-ați implicat în această activitate. Lăudăm pe sus copiilor, și cadrelor didactice și părinților. Putem să spunem că astăzi copiii de la Școala Călinești și Școala Văleni vor prezenta o adevărată oră de istorie. Este foarte important să marcăm acest eveniment prin activități de genul acesta pentru a nu uita că ziua de 1 decembrie 1918 a fost cea mai mare zi din istoria poporului român. Felicit și eu copiii cu această ocazie, pe dumneavoastră părinți și toate cadrele didactice, pentru că ați fost parteneri cu noi, cu școala, pentru a desfășura această activitate azi, înainte de 1 decembrie, pentru că știm cu toții că 1 decembrie este o zi liberă prin lege și noi ne-am gândit să marcăm acest eveniment mai devreme. Dacă e să vorbim de 1 decembrie, putem spune că am avut înaintași oameni de valoare și este foarte important să ne aducem aminte de ei, pentru că dacă acel vis de-a lungul istoriei s-a împlinit la 1 decembrie 1918, pentru noi este foarte important să ne aducem aminte de înaintașii noștri, de ceea ce au realizat ei și de lupta dusă de-a lungul anilor pentru a vedea această țară unită, așa cum o avem noi azi și ne putem bucura de ea. 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, pe câmpul lui Horia, au fost adunați străbunii noștri, așa cum suntem noi adunați astăzi în această gospodărie tradițională, îmbrăcați în straie populare, peste 100 de mii de participanți din toată țara, 1228 de delegați care au votat unirea pe vecie a Transilvaniei, Banatului și Maramureșului cu țara românească, cu regatul. Este important să amintim că Maramureșul a avut peste 20 de delegați cu drept de vot, bineînțeles însoțiți de mulți maramureșeni care au mers fie cu căruțele, fie cu trenul, până la Alba Iulia. Vreau să amintesc că din comuna Călinești, respectiv satul Călinești și localitatea Văleni, am avut la Alba Iulia doi reprezentanți cu drept de vot. Aceștia au fost Gheorghe Nemeș din Călinești, în istorie o să-l găsim Nemniș. Dar având în vedere că noi am fost în perioada aceea sub austro-ungari, sunt convins că numele lui a fost maghiarizat. Dar numele real a fost Gheorghe Nemeș. Iar din Văleni a fost reprezentant preotul unit Iuliu Ardelean. Cel mai reprezentant de seamă la Alba Iulia a fost Gheorghe Pop de Băsești, din localitatea Băsești, județul Maramureș, care avea o vârstă foarte înaintată, dar și-a văzut visul împlinit, a văzut România mare, unită, așa cum și-o dorea dintotdeauna. La Alba Iulia este bine să știm că s-a votat și s-a strigat de către toți românii: noi vrem să ne unim cu țara. Era o dorință, era o speranță că românii, dacă se vor uni cu țara, cu regatul, o vor duce mai bine, vor vorbi limba românească fără să fie, să le fie frică, așa cum le-a fost până atunci, și vor avea drepturi egale cu toți românii din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Eu vă mulțumesc personal
și sunt convins că anul viitor, odată cu împlinirea 100 de ani de la Unirea din decembrie 1918, să fie o activitate mult mai mare, la care să participe mai mulți elevi ai școlii noastre, mai mulți părinți și toate instituțiile locale. Vă mulțumesc la toți și să-i ascultăm pe copii în continuare. Vă felicit, trăiască România mare, trăiască România unită! Mulțumim foarte mult, doamna director, profesor Petre Nemes. Mulțumesc și eu copiilor din cele trei sate, care Cornești, Călinești și Vălen, dacă le iau în ordine acestea, plus părinții care au venit, profesori, la acest mic eveniment. Noi continuăm cu un cântec istoric, da? Un cântec istoric ne-a batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. Dealul la dealul la dealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să nu copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-s copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, potarul ne trebuie să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vin. Vom continua cu câteva poezii patriotice. Georgiana Ilcaci. Basarabia română, luptă din mândra Moldova, pământ de-a lui Ștefan Vodă, tare mult ai pătimit, mult dușman te-a umilit. Bucurați-vă români, că de-azi veți fi stăpâni pe pământul românesc. E clipa fericirii, de-a săvârși visul unirii, hotarul de peste Prut să-l ștergem de pe pământ. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul când mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. Țara-i mănoasă și în fericire, poate oricine să trăiască în ea. Dar și-a mea mamă ce o am pe lume, e tot ce am mai sfânt în ea. Dar și-a mea mamă ce o am pe lume, e tot ce am mai sfânt în ea. O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune către Dumnezeu. Mă rog fierbinte pentru a mea țară și pentru tine, scump poporul meu. Mă rog fierbinte pentru a mea țară și pentru tine, scump poporul meu. Alba Iulia cetate, tu simbol de libertate și al unirii sfernic treaz, de la Mihai cel Viteaz. La tine românii vin cu sufletul de dor plin și strămoșilor se închină azi la zi de sărbătoare pentru România mare. Chiot cânt și voie bună, pe plai de Dacie străbună, ura strigă în gura mare, ura până în larga zare. A sos...
A sosit ziua dreptății, ziua sfânta libertății. Tot românul veselește, România întinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpân. Ardelean copil de munte, ia ridică-ți-a ta frunte și te uită cu mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpân. Moldovianul și munteanul sunt frați buni cu ardeleanul. Trei români plini de putere, că românul veci nu piere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni. Hai români, lumea ne vede, România noi se-ncrede, că de-acum românul lume va fi vrednic de-al său nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem urmași a lui Traian. Și iată marea împlinire a visului dintotdeauna, la 1 decembrie chemarea fierbintea sfântă și străbună. Noi vrem să ne unim cu țara, bunicii noștri au decis, în fapt străvechiul nostru vis. La Alba Iulia românii, din vatra noastră din Ardeal, strigau, trăiască România, și cântece străvechi romane răsunau, din zeci de mii de piepturi triumfal. Trei culori cunosc pe lume, cele țin ca sfânt odor. Sunt culori de un vechi renume, amintind de un brav popor. Sunt culori de un vechi renume, amintind de un brav popor. Cât pe cer și cât pe lume, vor fi astea trei culori. Vom avea un falnic nume și un falnic viitor. Vom avea un falnic nume și un falnic viitor. Roșu-i focul vitejiei, jerfele ce-n vieși nu pierd. Galben aurul câmpiei și albastru al nostru cer. Galben aurul câmpiei și albastru al nostru cer. Multe secole luptară, brav și neînfricați eroi. Liber să trăim în țară, ziditori ai lumei noi. Liber să trăim în țară, ziditori ai lumei noi. Și când dintre voi mă-i duce, fratilor și-o fi să mor, pe mormânt atunci să-mi puneți mândrul nostru tricolor. Pe mormânt atunci să-mi puneți mândrul nostru tricolor. Mult de dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, altă limba armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima-n plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său, vorbi scrieți românește pentru Dumnezeu. În dulcea României naște și muriți, și în lumina ei cea vie dulce viețuiți.
învețe limba românească, să n-o cultivăm. Au voit ca să roșească, să n-aci o călcăm. Limba țara, vorbe sfinte, la strămoși erau. Vorbi scrieți românește pentru Dumnezeu. Dragi strămoși care ați luptat, ființa de ne-a salvat, noi suntem mândri de voi, ne-ați dat sânge de eroi. Exemplul vostru este sfânt pe al nostru scump pământ, ce ați făcut nu vom uita, în minte vă vom păstra, mintea vă vom cinsti prin imnuri și poezii. Vara anului 1918, Consiliul de Coroană al României hotărăște intrarea țării în război alături de Antantă. Peste munți, în Ardealul aflat deja în conflict, vestea a produs bucurie, neliniște, dar și teamă. Teama că pe câmpul de luptă se vor întâlni român cu român și frate cu frate. Acțiunea noastră se petrece într-un sat din Ardeal, Călinești, la familia Nemeș. Tu, nevastă, uite că ne-am trezit și noi, că de mult n-a fost în starea asta de moleșală și mulți ani și-o bătut alții joc din mult. Te-ți plăce că ești acolo, bărbate? Dar n-ai aflat. Ce să aflu, că nu mai vine în modul la târg și de acolo mai aflu una și alta. Și ce ne mai zice popa la biserică? Na bine, nevastă, atunci șezi jos și ascultă-mă. Apoi află, nevastă, că zilele astea românii de peste munți au intrat în război. De partea ungurilor? Vai și amar de noi azi! Nu, de partea ălorlalți. Cum să intre de partea lor? Și noi cui o să mai rămânem? Nu, a intrat contra lor. S-au trezit în sfârșit și și-au dat seama că existăm și noi. Bine ar să-i bărbate, că vezi că în ziua de azi e tot mai greu. Nu te mai lasă să-ți grești limba de parcă n-ai si. Nu crezi că nu ți-ar da nici acte de la primărie, numai în ungurește și nemțăște. Și nu înțeleg de ce. Lasă, nevastă, că de asta noi nu ne pricepem la gestie și pentru asta s-a inventat politica. Noi ne știm lucra pământul, să ne creștem animalele și să ne rugăm la Dumnezeu. De restul, are cine să se ocupe. Bună seara, mamă! Bună seara, tată! Dar pe unde ai îmblat? Că uite-te că sunt săraci și tocana s-a răcit! N-ai decât să o mănânci rece, că de vreme numai așa-ți place. Ori ai mâncat pe unde ai fost? Da, mâncat, mămucă, că am fost la Făgădău cu cei de neantul meu. Ei, hăi, mămucă, umblă vorba pe-n sacă, de săptămâna viitoare vin jandarmii de la Araș cu arcanul să ne ducă la ostie, ca nu este împlinit și eu vârsta să mă duc în cătănie. Tu l-ai, Doamne! Ho, femeie, dar ce strigi așa? Că e bărba și asta trebuie să facă. Ce vrei, să ajungă de râsul fetelor în sat, că n-au fost în cătanie? Ba, bărbate, ba! Dar uita că e război și pe toți feciorii din sat te-au dus direct pe front. Bine zici, femeie, bine zici, am ai și tu dreptate. Mă, mucă, tătucă, stau și liniștiți, n-or să mă ducă, cel puțin nu pe front l-au streci. Dar ce o să faci tu, dragul tati, n-ai cum să te împotrivești ordinilor. Am ținut sfaie staină cu feciorii din sat și ne-am hotărât că mâine noapte să plecăm pe semun la frații noștri din regat. Dacă tati se face război, să-l facem alături ai noștri. Na bine, dacă asta ți voia, atunci să-ți ajute Dumnezeu pe unde umbla și să-ți călăuzească pașe. Umple nevastă paharele să ne cinstim cu pruncul nostru, măcar că nu știm când l-om mai vie. Astăzi vin și-mi plec genunchii înaintea feței tale, ca să îmi conduci feciorul pe a nevoioasa-i cale, ca să îmi conduci feciorul pe a nevoioasa-i cale. Nu mai avem nicio veste de la băiatul nostru. De noi s-a întâmplat ceva. Nu știu ce m-aș face de s-a întâmplat orice. Lasă, nevastă, că știi că veștile rele circulă mai repede. O fi bine și azi mâine să întoarce înapoi. Nu știu ce înțelegi tu până azi mâine. Tata așa ai zis și amuz 2 ani când a început războiul. Lasă că azi mâine să gata. Și uite-te că
o trecut vremea și cu zice trece sărăcim și cel mai mult. Și stăpânirea netă ce mai avem, cică pentru război. Adu-ți aminte, mai întâi nolocaii, apoi boii, după aceea vacile, porci și grânile. Mai urmează să ne ia și preșurile de sub noi. Arde, orghiena se ardă! Lasă, nevastă, că este el un fal la loc. Numai să se întoarcă feciorul nostru, vine acasă, ca apoi să vezi ce gospodărie ne-o fa. E s-a mirată satul și pe deasupra am găsit și o fată bună de măritat. Să, măcar să ne bucurăm de nepoți la bătrâneță. Bună ziua la dumneavoastră! Bună ziua! Ce poftiți? Am venit să-l ducem pe fiul vostru Gheorghe în armată, că a venit sorocul să-l ducem la ostie. A pi degeaba zinit, că nu-i acasă. Da unde-i? Abia seara a plecat în sat și nu a mai întors. Noi degeaba l-am cătat, că nu l-am găsit. Dar femeia ta de ce plânge? Abi așa plâng femeile când dau de cătanie. Gândești că ele s-or duce și nu noi. Dacă se întoarce, se spune să vină neapărat la comandament, că dacă nu, curtea marțială l-așteaptă. Oricum, o să-l mai cătăm și noi, nu scapă el așa ușor. Am auzit prin sat că unii feciori au trecut munții. În cazul ăsta o să-l împușcăm direct, fără judecată. Că bine am zis să stea locului, să nu plece de acasă. Dar ce ai fi vrut? Să se bată cu ai noștri? Măcar fac războiul alături de-a noștri. Și-au așteptat cei doi o zi, o lună, un an. Veștile se scurgeau repede și neclare. S-au bucurat când au intrat românii în Ardeal, dar mare le fu mâhnirea când au trebuit să se retragă. Apoi au auzit doar de înfrângeri. Sudul României ocupat, Bucureștiul de asemenea. Din țară rămânând doar Moldova. Cine? Lasă-mă să intru, că mă poate vedea oricine. Dar pe unde, Gheorghe? Stai liniștită, mătușă, că Gheorghe n-o păți nimic, e bine sănătos. Am avut permise și am să vin să-i văd pe mei. Și vă trimis, Gheorghe, scrisoarea asta. Vasali, citește-ne tu, că noi nu știm citi. Dragă mamă și dragă tată, sper ca scrisoarea și Vasile să vă găsească sănătoși și cu gânduri bune. Nu v-am scris până acum că n-aveam pe cine să trimit scrisoarea și poate o prindea cineva și vă făcea rău. Prea multe nu am să vă spun. Războiul m-a făcut dintr-un fecior în bărbat. Am umblat prin toată țara luptându-ne când cu nemții, când cu ungurii sau cu bulgarii. Am văzut și am trăit atâtea grozăvii că uneori nu mă gândeam că n-o să mai ajung ziua de mâine. Dar aproape totul e gata și nădăjduiesc să ajung acasă cu bine. Eu n-am venit cu Vasile pentru că plec cu feciorii că au rămas la Alba Iulia, unde se face Marea Unire. În sfârșit ne unim și noi cu țara. Acum vă las cu bine și vă rog să mergeți la popa din sat să țină o slujbă pentru feciorii care nu mai sunt și pentru noi că ne întoarcem cu bine acasă. Apoi vă las cu bine, că încă n-am trecut pe acasă și lor fi dolar al urmei de mine. Mergi cu grijă, flăcăule, să nu te vadă careva. A mai trecut un timp. Vestea Unirii s-a răspândit peste tot, iar în satul acela, parcă uitat de timp, o delegație de săteni s-a format pentru a merge la Alba Iulia să-și exprime voința de unire. Cu toții așteptau să răsune clopotele bisericii și să-i anunțe vestea cea mare, dar ea nu s-a lăsat așteptată. Ceea ce cu toții dorea să se înfăptuiască unirea cea mare. Odată cu delegația lor de săteni venea și fiul lor, Gheorghe, pe care l-a aștepta să le de mai bine de 2 ani. Bună seara, mamă! Bună seara, tată! Ce mare ce-ai făcut și ce mult te-ai schimbat! Dar hai așează-te și spune-i pe unde ai îmblat și tot ce ți s-a întâmplat! Dar lasă să răsufle, femeie, că o să-i obosi feciorul. Bine, spui tătucă, dar totuși trebuie să vă răsc și să vă spun ceva. Știți că am fost la Alba Iulia? Acolo am nimerit în primele rânduri. În mulțime acolo, ca pionieri împărățeau rezoluția cu de-a nehotărâ soarta. Văzându-mă îmbrăcat în militar al armatei române, unul dintre ei a venit la mine și mi-a dat și mie un exemplar. Îl am aici.
După ce am aflat că e la Vasile Goldiș cel care a citit în fața mulțimii, dar stați, vă l-a citit și vouă. Adunarea națională cu participare a 1228 de delegați aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară adunarea națională de la Alba Iulia constituită și deschisă. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă încheiată cu un proiect de rezoluție în care începe. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Mulțumim celor care au avut răbdare să asculte și această piesă de 1 decembrie, care noi am încercat să reproducă oarecum ceea ce s-ar fi petrecut în urmă cu mulți ani în satul Călinești. Îi felicităm pe toți care s-au implicat, mulțumesc profesorilor de la școală, cei care au fost deschiși la colaborarea dintre Asociația Călineștenii Țării Maramureșului și școala în singura dorință de a ne redeschide sufletul și a vedea România cu alți ochi, să nu uităm că suntem români, să ne purtăm portul, că dacă noi nu ne l-am purtat, n-or zine alții să ne-l poarte. Așa că felicitări copii, fiecare, din partea Asociației Călineștenii Țării Maramureșului. O să primiți câte o diplomă și câteva dulciuri în colaborare cu școala. Mulțumim tare mult TV Sighet și partenerilor noștri care ne-au ajutat și ne-au sprijinit în realizarea acestui scurt eveniment în amintirea zilei de 1 decembrie. Sâmburele Zestrei Maramureșului a fost sădit de moșii și strămoșii noștri în urmă cu multe sute de ani. Lola, băi su! Dar lucrați! Tare mare bucurie îmi faceți că păstrați Zestrea Maramureșului! O, Doamne, Măriuca Verde, de la Zestrea Maramureșului! Vai, bine îmi place mie emisiunea ce e de la TV Sighet, atâta de mândră! A fi maramureșan adevărat înseamnă să muncești, să te dăruiești. Așa s-a păstrat, așa se păstrează Zestrea Maramureșului. Duceți-o mai departe, că nu avem nimic de pierdut decât de câștigat.